ați venit în casa Domnului, dragi frați și surori, iubiți vizitatori. Vă salutăm pe toți cu dragoste în numele Domnului Iisus Hristos. Ne-am adunat și de data aceasta cu gândul să-L întâlnim pe Domnul, să ne rugăm Lui, să-L slăvim prin cântările noastre și să ascultăm sfatul Lui. Dorim să avem un timp binecuvântat în locul acesta. Dorim ca Domnul să ne vorbească, să ne călăuzească prin Duhul Său cel Sfânt și să ne dea mari bucurii și părtășia din seara aceasta să fie o părtășie plăcută și dulce. În numele Domnului Iisus, bazați pe făgăduințele sale, începem slujba sfântă din seara aceasta prin fratele David Luciu. Să ne rugăm Domnului și să cerem sprijinul pentru această lucrare. Îți mulțumim, Tată Ceresc, că suntem în locul acesta în care așteptăm ca Tu, o Doamne, să Te cobori și să ne dai o hrană binecuvântată din partea Ta. În numele Domnului Iisus, Te rugăm pe Tine, Tată Ceresc, să deschizi inimile noastre în fața Evangheliei Tale. Te rugăm, o Doamne, Dumnezeule, să îmbraci cu putere solii Tăi, prin care ai hotărât ca și în această seară cuvântul Tău să fie împărtășit prin puterea Duhului Sfânt. Te rog să lași o ușă deschisă Evangheliei ca să pătrundă în inimile noastre, în sufletele noastre, să putem să avem, o Doamne, din nou părtășia Harului Sfânt, pentru a putea, o Doamne, parcurge vremurile pe care le avem în față. Întărește-ne Tu, o Doamne, dă-ne lumină din lumina Ta cerească și lasă pe Duhul Sfânt să ne lumineze, de a înțelege, de a cunoaște calea. Și, o Doamne Iisus, să Te rugăm pe Tine, rămâi în locul acesta ca un Domn și Dumnezeu puternic. Te rugăm să binecuvintezi sufletele care au intrat în locul acesta și pe acei care nu Te cunosc, lasă peste ei o lumină de a înțelege și a cunoaște, lasă peste toți, o Doamne, o putere de a cunoaște Evanghelia Ta. Îți mulțumim, Tată Ceresc, că tot ce ți-am cerut, am cerut în numele Tău și pentru slava Ta. Fii slăvit de acum în veci. Amin. Și acum împreună cu toții, cu bucurie și din toată inima, să cântăm și să dăm slavă Domnului. O Doamne mare, când privesc eu lumea ce ai creat-o prin al Tău cuvânt. Thank you.
În Psalmul 65, regele David spune: cu încredere, Dumnezeule, vei fi lăudat în Sion și împlinite vor fi juruințele care ți-au fost făcute. Tu asculți rugăciunea, de aceea toți oamenii vor veni la tine. David știa că Dumnezeu ascultă rugăciunile oamenilor. Avea experiența rugăciunilor ascultate. Și noi în seara aceasta știm că Dumnezeu ascultă rugăciunile oamenilor. Mulți dintre noi, cei mai mulți dintre noi, avem experiența rugăciunilor ascultate. Și de aceea, întotdeauna când ne adunăm împreună în casa Domnului, ne rugăm. Știm că Domnul este aici. Își pleacă urechea la glasurile noastre. Cel care a întomit ochiul nu se poate să nu vadă. Ce-i în inima ta, ce-i în mintea ta, ce-i în sufletul meu. El vede, El aude, El ascultă. El vine în ajutorul făpturilor sale. De aceea, haideți cu credință să ne rugăm Domnului. Dăm posibilitatea fiecărui participant la adunarea de evanghelizare din seara aceasta să se roage. Să spunem Domnului ce avem pe inimă. Să ne rugăm pentru noi, pentru familiile noastre. Și apoi, în partea a doua, aceste rugăciuni comune, să mijlocim înaintea Tatălui Ceresc pentru lucrarea din această dupămasă. Să deschidă Domnul pentru noi zăgazurile cerurilor, ploaia binecuvântată a Duhului Sfânt să cadă peste inimile noastre, să fie o seară de înviorare, o slujbă de zidire duhovnicească, să nu există nicio inimă neatinsă de puterea lui Dumnezeu. Să ne rugăm să fie predicată Evanghelia și de data aceasta cu claritate și în puterea Duhului Sfânt. Niciun cuvânt care vine de la Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Vrem cuvânt plin de putere. Vrem cuvinte care să vină de la Dumnezeu. Și am vrea să ne bucurăm în Dumnezeul mântuirii noastre și la încheierea slujbei din această seară să spunem: suntem bucuroși că am ales locul acesta ca loc de închinare, pentru că ne-am zidit sufletește și ne-am apropiat de Domnul. Împreună cu toții, din toată inima și cu credință, să ne rugăm Domnului.
Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, și în seara aceasta, așa cum se întâmplă de regulă duminica seara, în prima parte vom asculta cântări pentru slava Domnului, vom mai și cânta împreună, undeva la jumătatea programului vom mai face și o rugăciune împreună, iar în partea a doua ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Haideți acum să dăm locul corului de fete să cânte pentru slava Domnului o cântare, după corul de fete va cânta corul bărbătesc.
Cu toată dragostea, salutăm oaspeții casei de rugăciune din această dupămasă. La început, v-am salutat pe toți cei prezenți. Acum vreau să-i salut pe cei care vin din alte biserici și pe cei care vin din alte țări. Și de asemenea îi salut pe toți aceia care ne privesc prin internet la această oră, că sunt mulți frați, surori și simpatizanți de-ai noștri care ne urmăresc, unii mai de aproape și alții mai de departe. Dorim din toată inima ca și pe ei și pe noi Dumnezeu să ne binecuvânteze. Împreună cu mine la amvon în seara aceasta este fratele Dănuța Șchilean din Cluj. Este un slujitor al Domnului și al Bisericii Pentecostale Albinii. El predică Evanghelia și va și cânta în această dupămasă. Este împreună cu soția lui, cu sora Violeta. Amândurora le spunem bun venit la Gloria, Domnul să-i binecuvânteze pe ei, să binecuvânteze familia lor și să binecuvânteze biserica din care fac parte. Amin. Aici în față avem oaspeți din Canada, tocmai din Canada, din Calgary, da? Zic bine. Familia Zegrean, Matei și Lidia și copilașilor. Ia ridicați-vă. Sora Lidia a fost botezată în biserica noastră în 93, dacă greșesc, în 90 exact, și 93 ai plecat din țară, da. În 90, da, mi-aduc aminte, mi-ai și spus de fapt, la primul botez pe care l-am oficiat ca și păstor al acestei biserici, au venit cu ocazia trecerii în veșnicie a tatălui sorei Lidia, e vorba de fratele Iacob. Am fost la înmormântarea fratelui, am mai fost și alții de la noi din biserică, am vrut să fim alături de ei și ne bucurăm că în această dupămasă să avem părtășie împreună aici. Domnul să vă binecuvânteze! Dacă mai avem oaspeți din străinătate, din afara României, am vrea să știm și să ne cunoaștem oaspeții. Așa, scurt, într-un timp scurt, am vrea să-i vedem și să-i cunoaștem și să-i salutăm. Sală, la balcon, că oaspeți avem mulți, știu asta, din Arad, de pe lângă Arad, Domnul să vă binecuvânteze! Ori de câte ori veniți la noi, să știți că noi ne bucurăm. Și ne bucurăm să fim împreună și să ne bucurăm în Dumnezeul mântuirii noastre. Haideți să ascultăm acum fanfara, cântând pentru slava lui Dumnezeu, iar după cântarea de fanfară, fratele Dănuț va cânta o cântare pentru gloria Domnului.
Slăvit să fie Domnul! După ce fratele Dănuț va cânta pentru slava Domnului, urmează corul mixt al bisericii să-L slăvească pe Domnul printr-o cântare. Căci eu am spus, sunt cel ce sunt, sunt Dumnezeul tău preasfânt. Cu niciun chip n-am să te las, voi fi cu tine la orice pas. Pentru că ai mare preț în ochii mei, te țin de mână, ești copilul meu. Dau oameni și popoare pentru tine, că-și te iubesc și vreau ca tu să știi. Pentru că ai mare preț în ochii mei, te țin de mână, ești copilul meu. Dau oameni și popoare pentru tine, că-și te iubesc și vreau ca tu să știi. Când simți că ești fără puteri și n-ai cui spune când ți-e greu, lovit de ești sau părăsit, încrede-te, nu te clinti, că mâna lui e asupra ta mereu. Chiar de nu simți atunci când ți-este greu, lucrează în taină căci e Dumnezeu. Nu da înapoi nici când din drumul tău, că mâna lui e asupra ta mereu. Chiar de nu simți atunci când ți-este greu, lucrează în taină căci e Dumnezeu. Nu da înapoi nici când din drumul tău. Nu mai e mult și va veni să-și ia casa ai lui copii. Ce-au suferit și-au biruit pe acest pământ până la sfârșit. Răsplata noastră mare atunci va fi, o veșnicie vom fi fericiți. Uita vom tot ce-a fost aici jos, că cel Iisus va fi mirele nostru. Pentru că ai mare preț în ochii mei, te țin de mână, ești copilul meu. Dau oameni și popoare pentru tine, căci te iubesc și vreau ca tu să știi.
Frați și surori, noi ne bucurăm în seara aceasta în casa Domnului. Și nu cred să fie cineva care să nu se bucure. Unuia îi cade foarte bine o cântare, altuia cuvântul predicat și vreau să cred că tuturor ne cade bine rugăciunea. Toți avem nevoie de rugăciune. Și vă cer să ne aducem aminte în seara aceasta de cei care sunt în suferință. Să ne rugăm Domnului pentru ei. Am spus de atâtea ori, sunt suferințe sufletești și sunt suferințe trupești. Se spune că cele mai grele sunt suferințele sufletești. Dar sigur și boala trupească este foarte grea. Noi știm însă că Dumnezeul în care credem poate vindeca și boala sufletească și boala trupească. Mântuitorul în care noi credem este vindecătorul sufletului și este și vindecătorul trupului. De aceea haideți să ne rugăm Domnului împreună pentru bolnavii bisericii, pentru aceia care sunt în suferință și așteaptă intervenția Domnului. Să ne rugăm cu credință, să-i pomenim pe nume înaintea lui Dumnezeu, îi știm, datorită timpului nu i-am mai amintesc pe toți, noi îi știm pe cei mai mulți dintre ei, Domnul îi știe pe toți, dar am vrea să ne rugăm cu credință și din toată inima. Pe lângă bolnavii din adunarea noastră, să mai amintim înaintea Domnului câteva nume. Am primit un bilet prin care suntem rugați să mijlocim înaintea Domnului pentru Pușa Măduța, este o prietenă. Mama ei insistă, mama ei crede că Domnul are putere să o vindece. De 4 zile a fost operată la Spitalul Județean, după ce a fost diagnosticată cu cancer la stomac. Domnul este acela care are toată puterea, El este medicul cel mare, noi să ne rugăm și să așteptăm ca Domnul să lucreze cu putere. Încă un prieten apelează la biserică, numele lui este Mircea. A suferit o intervenție chirurgicală pe creier. În urma operației, starea lui nu este bună, scrie fratele Timotei, cel care intervine pentru prietenul Mircea, să ne rugăm Domnului și pentru el. Apoi, am aflat astăzi când am terminat cina Domnului că unul dintre cei care au primit botezul pe 6 ianuarie este în spital, fratele Draguion. Soția lui sora Rodica e cu noi și în seara aceasta. Fratele este încercat, este deja încercat, la puțină vreme după botez. Haideți să fim alături de el. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Să ne rugăm fierbinte. Să ne rugăm din toată inima. Să cerem de la Domnul vindecare pentru acest frate. Îl văd aici în fața mea pe prietenul Cândea. Ne-a mai rugat pentru el. Și el, cu mari probleme de sănătate, l-am întâlnit la intrarea în biserică și mi-a spus că este bine. Răspunsul pe care mi l-a dat și eu m-am bucurat, dar am vrea să ne rugăm pentru vindecarea lui de plină. El cu soția lui sunt aici, să credeți împreună cu noi că Domnul este mare, este bun, El face rana, El vindecă rana, El îngăduie încercarea, El aduce izbăvirea, binecuvântat să-i fie numele. Și mai am un bilet, scris din inimă, dintr-o inimă care este zdrobită. Este vorba de fratele Tomiță, care după o absență, a absentat o vreme de la casa Domnului, vrea din toată inima să se întoarcă la calea pocăinței și spune că are probleme extraordinar de mari și bătălia la nivelul minții este mare și este grea. Să ne rugăm Domnului să dea biruință. Să ne rugăm Domnului și pentru fratele Hăinuț. Fratele Hăinuț, de la Sâmbăteni, e un prieten al nostru, mai vine din când în când, a fost și azi dimineața la cină, a venit din spital, de fapt, este internat în spital. După ce am încheiat cina, i-am făcut și ungerea în numele Domnului Iisus și haideți să ne rugăm și pentru el cu credință și să ne rugăm din toată inima. După ce am terminat cina, m-am dus să-i duc cina la fratele Stan Ilie.
un caz foarte grav. Aș vrea să ne rugăm pentru fratele acesta. Domnul să aibă milă de el. Și fiindcă sora Florica Ursa e vecină cu fratele Stan, m-am dus să o vizitez și pe ea. N-a mai fost de ceva vreme la biserică. Are 75 de ani, este bolnavă, are slăbiciuni în trup. S-a bucurat foarte mult că ne-am întâlnit și ne-am rugat împreună și aș vrea să ne rugăm Domnului și pentru sănătatea ei. Cred că nu-i prea mult. Condiții avem foarte bune. Aș vrea să îngenunchem înaintea celui preanalt. Să ne proșternem în pulberea pământului. Inimile să ne îndreptăm înspre cer. Să apelăm la acela care are milă. Bunătățile lui nu s-au sfârșit. Îndurările lui n-au ajuns la capăt. În această dimineață s-au înnoit față de noi și Domnul ni le dă și în această seară. Măriți să fie numele Domnului! De aceea, pentru cauzele prezentate și pentru altele pe care le cunoaștem, să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm Domnului.
Haideți să stăm pe picioare înaintea Domnului, să cântăm împreună o cântare, cântăm o cântare comună, timp în care facem colecta din seara aceasta. Mărețul har m-a mântuit pe mine de păcat, pierdut eram, dar m-a găsit, de moarte m-a scăpat. Mărețul har m-a mântuit pe mine din păcat, pierdut eram, dar m-a găsit. Amin. Vă rog să vă reașezați și fratele Dănuț în continuare va cânta pentru slava Domnului o cântare și apoi fratele Matei Zegrean ne va duce un salut de la biserica din Canada în care slujește Domnul.
Ochii, iată, Doamne, noaptea, întriagă m-am trudit, dar luntrea mea e goală, nimic n-am pescuit. Cu ce-am să te întâmpin când ai să vii în zor, pe țărmul mării mele și-n luntri ai să cobori? Cu fruntea sudată și trupul tremurând, încerc și-ncerc zadarnic în fiecare rând. E mare agitată și vântul e contrar, nădejdea-mi luminează, o, tu, Iisuse, iar. Cu fruntea sudată și trupul tremurând, încerc și-ncerc zadarnic în fiecare rând. E mare agitată și vântul e contrar, nădejdea-mi luminează, o, tu, Iisuse, iar. Och, iată, Doamne, zorii, e vremea să te arăți. Mie inima mâhnită și ochii-n lăcrimați. Tu vii și luntrea-i goală și nu știu ce să-ți spun, căci iată înainte eu n-am nimic să-ți spun. Dar când îmi vezi tu lupta și trupul istovit, de niciun dar din lume n-ai fi mai mulțumit. Căci când cu toată truda nu pot și-am vrut, Iisus, dorința de a aduce e cum aș fi adus. Dar când îmi vezi tu lupta și trupul istovit, de niciun dar din lume n-ai fi mai mulțumit. Căci când cu toată truda nu pot ce-am vrut, Iisus, dorința de a aduce e cum aș fi adus. Och, iată, Doamne, zorii, curând s-or arăta, în portul veșniciei cu toți ne-om aduna. Lăsa vom marea în urmă cu lacrimi și dureri, vom ajunge acasă unde-s doar mângăieri. Doar harul, numai harul, prin el eu sunt ce sunt. Dă-ne putere acum ca să veghem mai mult. În zorii dimineții când tu vei apărea, să auzim chemarea, o, vino, sluga mea. Doar harul, numai harul, prin el eu sunt ce sunt. Dă-ne putere acum ca să veghem mai mult. În zorii dimineții când tu vei apărea, să auzim chemarea,
O, vino sluga mea, o, vino sluga mea. Mă bucur să fiu în această seară, în biserica aceasta, unde și eu am luat botezul. Fratele Moise a omis, dar este o bucurie nedescrisă pentru a fi într-o biserică română după o perioadă așa îndelungată. Și, cum a spus, suntem din biserica Betania, din Calgary, Alberta, care este păstorită de fratele Gheorghe Potoceanu și împreună cu biserica vă transmite salutul din a doua epistola a lui Ioan, versetul 3, care spune: Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Amin. Și dacă este timp, aș dori și eu să cânt o cântare spre laudă Domnului. Sunt multe monumente în lume ce-s ridicate către cer, dar ca Golgota nu-i niciunul în univers, în Israel. Al dragostei ce dă-i nu ește, din veșnicii în veșnicii. E ancora credinței vie, iertarea sfintei mântui. Iubire, iertare, o viață nouă. La plătit Iisus pentru viață.
plătit Iisus pentru viața ta. Frate Matei, mulțumim frumos pentru salutul care l-ai adus de la Calgary. Cei care sunteți mai vechi în Bujac, v-ați adus aminte de fratele Gogu Potoceanu, da? Fratele spunea că fratele este păstorul acelei biserici. Fratele Gogu a plecat de aici, din biserica aceasta, în anul 1995. Salutăm prin voi, întreaga biserică de acolo, cu ultimul verset din Epistola către Evrei, unde cuvântul Domnului spune: Harul să fie cu voi, cu toți. Amin. De asemenea, biserica de pe Albini o salutăm cu același verset. Toate bisericile în care fratele Dănuț va ajunge în viitorul mai apropiat sau mai îndepărtat, le salutăm cu același salut. Și pe dumneavoastră care ați venit din diferite locuri, vă rugăm să salutați bisericile din care faceți parte cu acest verset biblic ce vorbește despre Harul lui Dumnezeu, care ne este atât de necesar și care ne este și de ajuns. Voi face câteva anunțuri și apoi ne vom apropia cu ajutorul Domnului de cuvântul lui Dumnezeu. Mâine după masă, la orele 5, la biroul bisericii, vom avea programul de consiliere spirituală. Mâine seară, începând cu orele 19, la sala de la Demisol are loc programul tineretului. Marți seara la 7, la 6, iertați-mă, programul de rugăciune. Joi la 7, serviciul divin de peste săptămână. Duminica următoare ne întâlnim dimineață la orele 9 și după masă la orele 18. Dimineață avem un program special. Membrii bisericii deja știu. Avem un timp de rugăciune de la 9 la 9 și jumătate, apoi vom face darea de seamă pentru anul încheiat, anul 2013. Din punct de vedere financiar, din punctul de vedere al secretariatului bisericii și din punct de vedere spiritual. Apoi, urmează să alegem noua conducere a bisericii pentru următorul mandat, 2014-2018. Sigur, dacă între timp nu va veni Domnul să-și ia biserica la cer. Noi gândim și acționăm ca și oameni care ne încadrăm în timp și în spațiu. Dar suntem în mâna Domnului și vrem să facă El ce vrea cu noi, dar îl rugăm fierbinte ca la venirea sa să-și aducă aminte și de noi și să ne dea harul răpirii la cer. Serviciul de după masă, de duminica următoare, ca și cel din seara aceasta, va avea un caracter de evangelizare. Rugămintea conducerii bisericii este ca toți membrii, absolut toți, să fie prezenți. Vom prezenta și noi veniți în biserică în anul 2013. O parte au intrat prin botez, sunt unii care au venit prin transfer din alte biserici evanghelice și am vrea să îi prezentăm ca să îi cunoască adunarea cât mai bine. Acum urmează ca fratele Dănuț să prezinte și să citească textul, cuvântul Domnului, din care apoi va predica. După citirea textului, ne reașezăm pe locurile noastre, păstrăm liniștea, ne rugăm în cugetele noastre pentru fratele și îl rugăm pe Domnul să dea putere Evangheliei. Vă invit să vă ridicați și ascultăm citirea cuvântului lui Dumnezeu. Iosua, capitolul 14, începând cu versetul 6 până la versetul 14 inclusiv. Iosua, capitolul 14, începând cu versetul 6. Fiul lui Iuda s-au apropiat de Iosua la Gilgal și Caleb, fiul lui Iefune, chenezitul, i-a zis: Știi ce a spus Domnului Moise, omului Dumnezeu, cu privire la mine și cu privire la tine, la Cades Barnea? Eram în vârstă de 40 de ani când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea ca să-i scodesc țara și am adus știri, așa cum îmi spunea inima mea curată. Frații mei care se suiseră împreună cu mine au tăiat inima poporului, dar eu am urmat în totul calea Domnului Dumnezeului meu. Și în ziua aceea Moise a jurat și a zis: Țara în care a călcat piciorul tău va fi moștenirea ta pe vecie pentru tine și pentru copiii tăi,
pentru că ai urmat în totul voia Domnului Dumnezeului meu. Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie, și acum iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. Dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea, căci ai auzit atunci că acolo sunt Anachim și că sunt cetăți mari și întărite. Domnul va fi poate cu mine și îi voi izgoni, cum a spus Domnul. Iosua a binecuvântat pe Caleb fiul lui Iefune și i-a dat ca moștenire Hebronul. Astfel Caleb fiul lui Iefune chenezitul a avut de moștenire până în ziua de azi Hebronul, pentru că urmase în totul calea Domnului, Dumnezeului lui Israel. Amin. Vă rog să vă reașezați. Frați și surori, oaspeți ai casei Domnului, mă bucur în după masa aceasta, prin harul lui Dumnezeu, să fiu cu dumneavoastră la închinare. Până în momentele acestea, Domnul ne-a cercetat prin cântările de laudă și doresc în continuare binecuvântarea lui Dumnezeu să rămână peste locul acesta. Vă aduc salutări sfinte din Biserica din Cluj, Biserica Albine, așa cum este cunoscută. Salutul nostru este din Epistola Apostolului Pavel către Romani, capitolul 12, versetul 12, unde spune în felul următor: bucurați-vă nădejde, fiți răbdători în ecaz, stăruiți în rugăciune. Și Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur de felul în care Domnul a lucrat în dreptul acestui lăcaș de închinare și în dreptul inimii dumneavoastră, chiar dacă ați deschis de mai bine de 2 ani de zile locașul acesta de închinare, permiteți-mi în seara aceasta să am o dorință. Vă duceți aminte când templul zidit și construit de Solomon a fost terminat, a făcut acea rugăciune deosebită, specială. Semințiile lui Israel s-au întors acasă, Solomon s-a culcat și noaptea vorbește Domnul și spune așa: Solomon, îți ascult rugăciunea și aleg locul acesta drept casă unde va trebui să mi se aducă jertfe. Ascultați ce-i promitea Domnul, 2 Cronici, capitolul 7, versetul 15 și versetul 16. Ochii mei, spunea Domnul, vor fi deschiși de acum și urechile mele vor fi cu luare aminte la rugăciunea făcută în locul acesta. Acum aleg și sfințesc casa aceasta, pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie. Și ascultați acum. Și spunea Domnul: și voi avea totdeauna ochii, dar am mai zis ceva, inima mea acolo. Când veneau la templu, la închinare, se întâlneau cu promisiunea lui Dumnezeu, se întâlneau acolo cu inima lui Dumnezeu. Mă rog, în locul acesta, când fanfara va cânta imnuri de slavă, când corurile vor cânta, când dumneavoastră vă veți ruga, când se va predica cuvântul lui Dumnezeu, oamenii aici să se întâlnească cu inima lui Dumnezeu și Dumnezeu să fie acela care să-și proslăvească numele. Preiubiții mei, Domnul mi-a pus pe inimă în seara aceasta un cuvânt și aș vrea să vorbesc despre un om, cu adevărat un om al lui Dumnezeu, un om care nu are o carte a lui scrisă în Biblie, cum de exemplu are Iosua, dar omul acesta l-am numit un om cu inima curată, numele lui este Caleb. Așa spunea el aici: am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Și după masa aceasta aș dori fiecare dintre noi să ne oprim în dreptul inimii noastre, acolo unde suntem, să vedem cum ne este inima. Pentru că oricum am pozat în fața păstorului, în fața membrilor bisericii,
Cel care cunoaște inima așa cum este ea, este viu în vecii vecilor, este Domnul. De El nu ne putem ascunde. O femeie odată a vrut să se dea drept alta. Și prorocul care nu mai vedea, i-a vorbit Domnul și a spus: la tine vine nevasta lui Ieroboam, spune-i să intre, că am să-i vestesc lucruri aspre. Înaintea lui Dumnezeu nu ne putem da drept alții, El ne cunoaște așa cum suntem. Inima noastră este aceea care atunci când vii cu ea înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu, așa cum cânta corul de fete la începutul slujbei, dintr-o inimă de piatră poate să facă un pământ. Când vorbim despre inimă, la un moment dat, în cartea prorocului Ieremia, capitolul 17, se punea o întrebare și spunea: inima este nespus de rea și desnădăjduit de înșelătoare, cine poate să o cunoască? Știți cine? Cel care a dat răspunsul și a spus: eu, Domnul, cercetez și inima și rărunchii, El o cunoaște așa cum este ea. Dragii mei, Domnul i-a vorbit într-o zi lui Moise, Numeri capitolul 13, și a spus: Moise, din fiecare seminție ia câte o căpetenie, să fie 12 iscoade, pe care să le trimiți în țara care am spus că vă dau în stăpânire. Să meargă să iscodească țara 40 de zile, să vadă cum este pământul din țară, să vadă cum sunt oamenii din țara aceea, să vadă cum sunt locuitorii, să vadă cum sunt roadele și să-ți aducă vești, să-ți aducă știri. Și cuvântul Domnului ne spune că Moise a adunat pe cei 12 bărbați și a spus: mergeți, scodiți țara, vedeți cum este ea. Cele 12 iscoade se duc, iscodesc țara 40 de zile și după 40 de zile se întorc înapoi. Probabil poporul era foarte curios să vadă cum e țara spre care ei călătoreau. La un moment dat, când au ajuns cei 12 bărbați înapoi în tabără, spune că au adus roade din țara aceea. Spune că atunci când ei s-au dus să iscodească țara, era pe vremea când se făceau strugurii și au adus un ciorchine de struguri. N-a spus: adă-l din punga aceea să vadă cum este roada din țară. Spune că doi bărbați îl duceau pe umăr, pe o prăjină, așa roade erau în țara aceea. Și toți 12 într-un glas au spus: țara este bună, în țară curge lapte și miere, țara este exact cum a spus Domnul. Dar după aceste cuvinte, tabăra aceea se împarte în două. Într-o parte 10 bărbați și în cealaltă 2. Cei 10 au început să spună: e bună țara, e deosebită, dar noi niciodată nu vom putea intra în țara aceea. Țara aceea are niște uriași, țara aceea are niște oameni deosebiți, niște războinici. Ăia sunt atât de mari încât își mănâncă locuitorii lor. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că inima poporului s-a făcut ca și apa. Ceilalți 2 au ieșit în fața poporului și au spus: oameni buni, liniștiți-vă, noi avem ceva mai mult. Dumnezeu este cu noi și Dumnezeu ne va da țara. Dumnezeu ne va da harul să trecem Iordanul și Dumnezeu va fi cu noi. Frații mei, nu tot așa este și cu noi în vremea pe care noi o trăim? N-ai fost duminică dimineața la adunare și sun pe cineva care a fost în duminică dimineața la adunare și pui întrebarea: cum a fost? Și de la capătul celălalt se răspunde: nici cum. Bine ai făcut că ai stat acasă, ne-am plictisit, parcă trebuia altceva, îl sun pe altul. Cum a fost la adunare? Uite, duminică dimineața n-am reușit să ajung. Răspunsul: ai pierdut. S-a coborât Domnul, a fost harul Lui, ne-am bucurat de cercetarea Domnului. Aceleași cântări, aceleași predici, aceleași rugăciuni, unul vorbește într-un fel,
celălalt vorbește în alt fel. Știți de ce? Că din prisosul inimii vorbește gura, de aici. Primul lucru care vreau să-l amintesc în după masa aceasta, frații mei, când ai o inimă curată înaintea lui Dumnezeu, vei vedea ce vede Dumnezeu. Doi oameni, Iosua și Caleb, oamenii acestea s-au ridicat și au spus: oameni buni, Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu, dacă ne-a promis țara aceea, El ne dă țara, că a vorbit El și ce vorbește El e da și amin. Asta numai când ai o inimă curată poți să vorbești. Oare câți mai vedem în vremea aceasta pe care o trăim ce vede Dumnezeu? Să spui: Doamne, în prioritățile mele, în activitățile mele, în slujirea mea, vreau să văd ce vrei Tu să văd, Doamne. Mă rog în seara aceasta Duhului Dumnezeu să cerceteze inimile noastre. Aduceți aminte, Neemia, un om care punea paharul în mâna împăratului Artaxerxes. Spune cuvântul Domnului: niciodată n-am fost trist în fața împăratului. Dar au venit niște prieteni de-ai lui Neemia din Ierusalim și au zis: Neemia, știi ce s-a ales de cetatea unde sunt părinții tăi înmormântați? Cetatea aceea nu mai are ziduri și nu mai are porți, este o ruină. Și spune Neemia: când am auzit lucrul acesta, m-am prăbușit la pământ și m-am rugat Dumnezeului cerurilor. Și după ce m-am rugat, trebuia să-mi împlinesc slujba. M-am dus și am pus paharul în mâna împăratului. Și s-a uitat împăratul la mine și a spus: de ce ești trist, Neemia? Și a spus: cum să nu fiu trist? E o țară, e o cetate unde sunt îngropați părinții mei și cetatea aceea e o ruină. Ce vrei să faci? Probabil eu sau noi care suntem aici am fi spus: vrem o colectă, să facem o colectă, să punem niște ziduri acolo în Ierusalim. Dar Neemia vedea ce vedea Dumnezeu și a spus: știi ce vreau? Să-mi îngădui o vreme, să mă duc acolo, în țara mea, în cetatea Ierusalimului, pentru că vreau să rezidesc iar zidurile dărâmate. Și spune: împăratul mi-a hotărât o vreme în care să mă duc. Preiubiții mei, ajunge Neemia în Ierusalim, se odihnește 3 zile. Și după 3 zile, spuneam, am dus și am văzut ruina cetății, ruina în care ajunsese cetatea Ierusalimului. Și m-am dus la colegii mei, la prietenii mei și am spus: începem să zidim zidul, începem să punem porțile. Pentru că omul acesta vedea ce vede Dumnezeu. Dar credeți că a fost lăudat? Au venit dușmani care până atunci nu făcuseră nimic. Și a spus: acum te-ai trezit tu să vii și să zidești zidurile Ierusalimului? Tu n-ai altceva de făcut? Tu n-ai avut o slujbă bună la masa împăratului de vii să zidești ziduri? Vii să pui cărămizi și să pui porți la o cetate dărâmată de atâta vreme? Dar Neemia vedea ce vede Dumnezeu, că era un om cu inimă curată. Și poartă lângă poartă, și cărămidă peste cărămidă, și amenințări, până la un moment dat, încât spunea: la un moment dat eram cu sabia și eram pe zid, cu cealaltă mână lucram, dar într-o zi s-a pus ultima cărămidă și ultima poartă și lucrarea pentru care Neemia a fost chemat s-a dus la îndeplinire, că Dumnezeu a găsit un om care vedea ce vede Dumnezeu. E atâta nevoie, frații mei, de oameni care să stea la locul unde e așezat Dumnezeu, ca să vadă ce vede Dumnezeu. Și mă rog, Domnul, să umple biserica de Duhul Sfânt în seara aceasta, să fie acel om care să te uiți în inima ta și dacă cumva nu mai este curată, trece Iisus prin Nazaret, din Nazaret în seara aceasta și poate iară să-ți dăruiască un viitor și o nădejde. Ieșea odinioară
slujitorul Elisei, într-un zor de zi erau la Dotan. Au ieșit și la un moment dat o mulțime de oameni, armata Siriei, a fost trimisă la Dotan ca să-l prindă pe Elisei, omul lui Dumnezeu, care tot ceea ce gândea împăratul în așternutul lui, Dumnezeu îi vorbea lui Elisei. Și a spus, mergem și-l prindem. Și s-au dus și dimineața slujitorul a ieșit afară și a văzut cetatea înconjurată de oastea Siriei. Intră în casă, suntem pierduți, murim, nu mai avem nicio șansă. Și Elisei spune așa, cu noi sunt mai mulți decât cu ei. S-o fi uitat și o fi făcut un numărat. 1, 2. Unde să ia mai mulți? Și-a făcut o rugăciune. Doamne, deschide ochii să vadă. Și când i-a deschis Domnul ochii, a văzut tot muntele plin de cai și de călăreți de foc. Erau trimiși Domnului acolo. Aleluia, frații mei, când vezi ce vede Dumnezeu, nu te temi de nimic. Când vezi ce vede Dumnezeu, ești un om liniștit. Într-o lume care se clatină, a cărui viitor este atât de sumbru, când vezi ce vede Dumnezeu, tu vezi dincolo de necaz, tu vezi dincolo de problemă, tu-L vezi pe Domnul că vine, tu-L vezi pe Domnul că vine cu izbăvirea Lui, El rămâne credincios, El rămâne loial făgăduinței care ți-a făcut-o slăvit să fie Domnul. Imaginați-vă când era pe grămada aceea de cenușă, Iov se scârpina cu un ciob, prietenii lui îl acuzau. Soția lui probabil n-a mai stat și n-a mai fost așa de aproape de el. Dar el vedea ce vede Dumnezeu și a zis, eu știu un lucru, că răscumpărătorul meu este viu, că se va ridica odată pe pământ și ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia și în ziua aceea el îmi va fi binevoitor. S-a ridicat Domnul? S-a ridicat. S-a ridicat și l-a vindecat. S-a ridicat Domnul și i-a dăruit binecuvântările dublu, i-a dăruit sănătate și cartea lui Iov se încheie în felul următor. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile. În al doilea rând, preobiții mei, un om cu inima curată va beneficia de mesajul din partea lui Dumnezeu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. La un moment dat au fost atât de tulburați încât, spune cuvântul Domnului, poporul era gata să ucidă pe Moise și pe Aron cu pietre. După ce se coboară slava lui Dumnezeu, poporul se liniștește și vine Domnul și ascultați ce spune Domnul. Versetul 23, Numeri, capitolul 14. Toți aceia care au văzut cu ochii lor slava mea și m-au ispitit, ei nu vor vedea țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da, și anume toți cei ce m-au nesocotit nu vor vedea. Versetul 24, Numeri 14, ascultați mesajul lui Dumnezeu. Iar pentru că robul meu Caleb a fost însuflețit de un alt duh și a urmat în totul calea mea, îl voi face să intre în țara în care s-a dus și urmașii lui o vor stăpâni. Omul cu inima curată, preiubiții mei, nu va urma doar calea. Și când vorbește Domnul în dreptul lui Caleb, acesta era mesajul. Caleb a urmat în totul calea mea. Dacă v-aș pune o întrebare în seara aceasta, ce înseamnă să urmezi în totul calea lui Dumnezeu? Răspunsurile ar fi foarte bune din partea fiecăruia. Să fii născut din nou,
să te botezi în apă, să fii un om moral, să fii un om care să frecventezi casa lui Dumnezeu, să fii un om implicat în slujire înaintea lui Dumnezeu. Răspunsuri deosebite. Eu în seara aceasta vreau să mă adâncesc puțin, pentru că pe mine m-a interesat de ce a zis Domnul așa. Pe mine m-a interesat de ce a spus Domnul, Caleb a urmat în totul calea mea. Ce-a făcut omul acesta ca pe Dumnezeu personal să-l determine să vorbească în felul acesta? Primul lucru, omul acesta cu numele Caleb, care avea o inimă curată, nu s-a uitat la Uriaș. Rețineți ce vă spun. Ei n-au venit, nici Caleb, nici Iosua, să spună lui Moise, Moise, și noi am văzut. Moise, sunt atât de mari. Moise, uriașii sunt atât de mari. Nu. El nu s-a uitat la fiul lui Anac. Caleb și Iosua și-au focalizat privirea numai înspre Dumnezeu. Și a zis, Dumnezeu va fi cu noi, Dumnezeu ne va da țara, Dumnezeu va rămânea lângă noi. Ca să urmezi în totul calea Domnului și când urmezi în totul calea Domnului, această seară, preiubiții mei, vreau să vă îndemn să nu vă mai uitați la uriași. De mult am fost în Belgia și o familie a venit, eram împreună cu soția și a spus, trecem prin situații critice. Și am spus, dar ce probleme, sunteți bolnavi? Și a spus, nu. A spus, eu lucrez la o familie și fiica din familia aceea este bolnavă de cancer. Și când am auzit vestea aceasta, a venit peste mine un duh de teamă. Parcă simt că mă doare și zice, n-am nimic. Dar zice, duhul acela de frică, de teamă, îmi cuprinde ființa și mă muncește atât de mult. Uriașii fac ravagii. Vine un diagnostic, vine un val, vine o situație critică, ai avut un faliment. Vine diavolul și șoptește neîncetat. N-ai nicio speranță, degeaba cânți, degeaba te rogi, degeaba spui tu că Dumnezeu te ascultă, nu te ascultă. Vine uriașul, îl șoptește zilnic. Nu poți dormi noaptea, dimineața te trezești cu aceleași gânduri. În seara aceasta vreau să vă spun că mai presus de orice uriaș care îți muncește viața ta, e Domnul oștirilor, Hristos Mielul, Cel care are puterea eliberării. Cel care are puterea să te ridice din starea în care ești, e prezent în adunare, e Domnul. Caleb nu s-a uitat la uriaș. Caleb s-a uitat la Dumnezeu și pentru că s-a uitat la Domnul, a fost un biruitor și Domnul a fost cu el. Vă duceți aminte când se duce David în fața lui Goliat? Se duce în fața lui Goliat cu hainele lui de păstor, cu toiagul lui, cu praștia lui, cu pietrele luate din râu. El nu l-a măsurat pe Goliat să spună câți metri ai, că ești tare mare. Dă-mi un autograf. N-a zis, tu ai și om care îți duce scutul în față. El nu s-a uitat la el. El, Goliat, a spus, tu mă confunzi cu un câine, eu am haine de război, am scut, am suliță, am sabie, tu vii la mine cu praștie? Tu vii la mine cu toiag? Și asculta răspunsul, tu vii împotriva mea cu scut, cu suliță și sabie, eu nu le am. Dar eu vin împotriva ta în numele Domnului oștirilor și vei ști, Goliat, că poporul ăsta care de 40 de zile tu-l hulești și locărăști, care fuge de frica ta, Dumnezeul acestui popor e un Dumnezeu viu și Dumnezeul acesta te va da în mâinile mele. Nu s-a înșelat. Pentru că atunci când te uiți la Domnul, niciodată nu te înșeli. Atunci când privești spre Domnul, niciodată nu vei rămâne adiocar. Atunci când privești spre Sfântul lui Israel, Dumnezeu va fi acela care îți va da biruință, mărit să fie numele Domnului.
A urma în totul calea Domnului înseamnă să nu te uiți la uriaș. Dar pe mine m-a marcat ceva. Ascultați ce spunea Caleb lui Iosua în textul care l-am citit. Versetul 7, versetul 8, Iosua 14. Era în vârstă de 40 de ani. Când am citit textul acesta, m-am gândit, Caleb era exact ca și mine. Când m-a trimis Moise, robul Domnului, din Cades Barnea, ca să-i scodesc țara, și ascultați acum, și i-am adus știri așa cum îmi spunea inima mea curată. Și ceilalți au adus știri, dar ei n-au făcut altceva decât să taie inima poporului. Frați și surori, suntem oameni care aducem știri, nu acelea care le citim, nu știrile zilnice, nu avem noi știrile noastre. Întrebarea este în seara aceasta, știrea mea zidește sau dărâmă? Știrea care eu o aduc zidește sau dărâmă? Ascultam o predică odată și intra cineva în mașină și a spus, pe cine asculți? Pe cutare. O, pe ăla. Aia, cealaltă. Frații mei, știți ce s-a întâmplat cu știrile celor 10? Consecințele știrilor? Ei puteau să spună lui Moise, Moise, am văzut niște oameni acolo mari, tu ce zici? Dumnezeu îi va da în mâinile noastre? Dar ei se duc în fața poporului și spun, n-avem nicio șansă, murim, ne vor mânca de vii. Ascultați consecințele. Toată adunarea a început să țipe. Versetul 1, numer 14, toată adunarea. Se estimează că erau aproximativ 2 milioane de oameni, 600 de bărbați afară de femei și copii. Să fi fost un milion și ceva, dar să auzi o adunare de oameni speriați că țipau. Efectul știrilor care taie inima. Cuvântul Domnului spune, toți copiii lui Israel au cârtit împotriva lui Moise. De parcă Moise i-a scos din țara Egiptului, de parcă Moise a dat Marea Roșie la o parte, nu Dumnezeu. Și a spus, de ce ne-ați adus? De ce am ieșit noi din Egipt? De ce am ajuns aici? Și își căutau căpetenii să se întoarcă înapoi în Egipt. Efectul știrilor care taie inima. Mă rog, în după masa aceasta, Domnul să dea un duh de pocăință tuturor din adunare. Eu am înțeles, dragii mei, că atunci când aduci știri care tulbură din cuvântul lui Dumnezeu, nu ești însuflețit de Duhul lui Dumnezeu. Domnul spunea, Caleb a fost însuflețit de un alt duh. Știrile lui au zidit, știrile lui au pus balsam pe rănile durute, știrile lui au liniștit inima poporului, n-au tăiat-o. Am avut o experiență cu un timp în urmă când doi tineri de la noi, pentru niște lucruri, au fost privați de libertate câteva luni și am vizitat acolo unde erau penitenciarul din Gherla, erau din familii, din biserică și m-am gândit oare ce să le spun, să le spun că și-au făcut de rușine familia, puteam. Și m-am inspirat din acest cuvânt și m-am dus la ei și am spus, băieți, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu drept, sfânt și atotputernic. El ne trece câteodată prin văi adânci, ca acolo să se întâlnească cu noi și de acolo să ne ridice și să ne dea un viitor și o nădejde. Și i-am încurajat. La câteva luni au scăpat, au primit pedeapsă cu suspendare, au venit în adunare. Unul era un fiu risipitor al familiei. Astăzi este unul dintre cei mai buni tineri ai bisericii noastre. Celălalt a rămas în casa lui Dumnezeu.
frații mei, să nu tăiem inima poporului. Mă rog în această după masă, Domnul să fie acela care să ne dea înțelepciune și putere, să știm că cel care rămâne Domnul și pune balsam pe rănile durute, rămâne El. Știți ce m-am întrebat? Dacă noi tăiem inima, cine mai pune balsam? Chemarea noastră este, știrile noastre, să aducă liniște, să aducă înviorare, să aducă pace. Atunci urmezi în totul calea Domnului. Atunci ești unul care ești într-adevăr un om cu inima curată. Nu mai vreau să vorbesc la punctul acesta și de dări de seamă și de anunări generale și mă opresc aici. Omul cu inima curată, știrile lui vor zidi și vor aduce înviorare în popor. Cuvântul Domnului spune mai departe, dragii mei, la un moment dat, Domnul a împlinit ceea ce a spus cu privire la popor. Acum evreii trecuseră Iordanul și în fața lui Iosua era Caleb, omul lui Dumnezeu. Și ascultați ce spune în versetul 10, Iosua 14. Iosua, știi ce vreau să spun? Acum iată că Domnul m-a ținut în viață, cum a spus, Iosua 14 cu versetul 10. Sunt 45 de ani de când vorbea Domnul astfel lui Moise, când umbla Israel prin pustie. Și acum, iată că azi sunt în vârstă de 85 de ani. Mă uimește ce spune mai departe, mă uimește. Mi-a atât de drag omul acesta când am citit viața lui, m-a urmit și m-a marcat de-a dreptul. Ascultați versetul 11. Și astăzi sunt tot așa de tare ca în ziua când m-a trimis Moise. Am tot atâta putere cât aveam atunci, fie pentru luptă, fie pentru ca să merg în fruntea voastră. După 45 de ani, după 40 de ani de pustie, să te ridici și să spui, vreau să spun Iosua că eu sunt tot așa de tare ca și acum 45 de ani. Pe mine nu m-a schimbat nici pustia, pe mine nu m-a obosit nici cârtirile poporului, pe mine nu m-a obosit nici așteptarea și sunt tot așa de tare ca și atunci. Un om cu inima curată, în al treilea rând, va aștepta împlinirea promisiunilor spuse de Domnul. I-a spus Domnul așa, Caleb, tu intri în țară. Împreună cu Iosua voi veți trece Iordanul. Și să-ți vezi că-ți mor prietenii cu care tu ai iscodit țara. Asta îmi place la ce, cum a vorbit Caleb. A spus, cei care au fost cu noi, Iosua, au fost frații mei și frații tăi. Îmi place atât de mult, n-a spus răzvrătiți aceia, oamenii aceia, a spus frații mei, să vezi că mor, să vezi că copiii cresc, să vezi că poporul se răzvrătește, pustie azi, pustie mâine, pustie peste 10 ani și în inima ta să aștepți promisiunea pe care Domnul ți-a făcut-o, asta numai dacă ai o inimă curată poți aștepta. Și a așteptat, și a așteptat. Și după 40 de ani trec Iordanul, pentru că atunci când aștepți, vine ceasul lui. Preobiții mei, avem așteptări. Poate va vorbi Domnul cu privire la cauzele care le aveți, la copiii dumneavoastră, la familia dumneavoastră, la viitorul dumneavoastră. Vreau să vă spun în această seară că ce a spus El e da și amin, El duce la îndeplinire. Așteaptă. E atât de grea așteptarea. E atât de greu să aștepți ceasul Lui. Dar când ai o inimă curată, ești liniștit, pentru că știi că Cel în care te-ai încrezut nu te trădează. Cel care te-ai încrezut, în El e da și amin. Rămâne loial și credincios cuvântului spus. Într-o zi Domnul îi vorbește lui Simeon. Și spune Simeon,
Tu nu vei muri înainte să vezi pe cel care va fi mântuirea lui Israel. Tu nu vei muri. Nu știu cât a așteptat Simeon. O lună, două, trei, un an, doi, nu știu. Dar știu că acest mesaj din partea lui Dumnezeu a fost prioritatea numărul unu pentru Simeon. Și într-o zi Domnul îi vorbește și spune, du-te în templu, acolo vei întâlni pe cel care va fi mântuirea lui Israel. Se duce Simeon în templu, ia pruncul în brațe și rostește următoarea rugăciune. Acum, Stăpâne, slobozește-mi pace pe robul tău, căci ochii mei au văzut mântuirea pe care tu ai pregătit-o pentru poporul tău. Câți mai așteptăm? Câți mai suntem dispuși să așteptăm ceasul lui, voia lui? Mă rog în această seară, Domnul să ne umple de putere, să înțelegem că atunci când vine ceasul lui, vine cu izbăvire, te vei bucura de aceasta. Dar așteaptă. Caleb a așteptat. Nu într-o țară cu 4 anotimpuri, pustie azi, pustie mâine, pustie peste 30 de ani, dar aștept că mi-a spus El, că mi-a vorbit El. Aleluia, slăvit să fie Domnul! Și ultimul gând, îmi place extraordinar de mult, enorm. Erau amândoi în vârstă, Iosua și Caleb. Intraseră în țara promisă și semințiile lui Israel, fiecare după numărul, după numărul din seminția respectivă, Iosua le dădea țara Canaanului, le împărțea țara Canaanului. Se duce și Caleb din partea seminției lui. Eu mă așteptam să spună Caleb lui Iosua, Iosua, noi suntem prieteni, am rămas de aceeași parte a baricadei. Iosua, dă-mi un loc unde să stau cu seminția mea, unde să fie un loc bogat pentru animalele noastre. Un loc unde să nu trebuiască să mă lupt, să cuceresc țara aceasta. Probabil Iosua i-ar fi dat un loc de felul acesta. Deduc din versetul 12 că erau aproape de munte, deduc. Probabil îl vedeau amândoi. Ascultați versetul 12, Iosua, capitolul 14. Are Caleb o dorință. Și a spus Iosua, dă-mi dar muntele acesta despre care a vorbit Domnul pe vremea aceea. Se întorcea cu 45 de ani în urmă. Și a spus, căci ai auzit că acolo sunt anachimi și că sunt cetăți mari și întărite, Domnul va fi poate cu mine și voi izgoni, cum a spus Domnul. Ăla-l vreau. Știi că pe muntele ăla noi am văzut uriașii? Știi că muntele acesta a fost muntele multor probleme din popor? Ăla-l vreau. Cu uriași pe el, cu anachimi, cu războinici. Vreau să spun, Iosua, Dumnezeul meu care m-a scos din Egipt, Dumnezeul meu care a dat Marea Roșie la o parte, Dumnezeul meu care a dărâmat zidurile Erihonului, va urca cu mine pe munte și va fi cu mine, cum mi-a spus El. Preiubiții mei, câteodată muntele ni se pare greu. Când vine câte o veste, un diagnostic, o supărare, un necaz, muntele de multe ori ni se pare greu. Dar dacă ai o inimă curată și ești sincer înaintea Lui, Domnul va fi acela care va urca cu tine pe munte, pas cu pas. Te va ține de mână când îți va fi greu și te va călăuzi cu dreapta Lui biruitoare, că El e Domnul. Mărire Lui, mărire Lui. Poate ai ajuns în situații în care să spui, nu mai pot să urc. Nu mai pot să înaintez, mi-e greu. Valurile, necazurile, suferința, atâtea probleme, un val cheamă altva la vuietul talazurilor. Nu uita,
Dumnezeul în care ți-ai pus nădejde acum 45 de ani, acum 10 ani, acum 5 ani, El rămâne același, El nu s-a schimbat. E Domnul care va da la o parte uriașii ca să-ți crească drum liber spre împărăția Lui. Mărit să fie numele Domnului! Preiubiții mei, Caleb, un om cu inima curată, în primul rând a văzut ce vede Dumnezeu. În al doilea rând, când vorbește Domnul despre Caleb, cuvântul era acesta: a urmat în totul calea mea. El nu s-a uitat la uriaș și el n-a tăiat inima poporului. În al treilea rând, un om cu inima curată va aștepta împlinirea promisiunilor spuse de Domnul, chiar dacă după 45 de ani Dumnezeu ce-a spus duce la îndeplinire. Și în al patrulea rând, muntele acela care ți se pare atât de greu de urcat, spunea Caleb, Domnul va fi cu mine. Caleb avea o fiică cu numele Axa și într-o zi s-a căsătorit cu Otniel, un viteaz, un războinic. Tatăl i-a dat un dar de nuntă, s-au dus să vadă darul, s-au dus să vadă pământul. Era un pământ secetos și Otniel i-a spus soției lui, du-te, spune tatălui tău că pământul este un pământ secetos, să ne dea și niște izvoare de apă. Și spune cuvântul Domnului, versetul 19, Iosua 15, i-a răspuns, fă-mi un dar, căci mi-ai dat un pământ secetos, dăm și izvoare de apă. Și el i-a dat izvoarele de sus și izvoarele de jos. Frații mei, răspundeți-vă dumneavoastră personal și eu mie. Ne-a binecuvântat Domnul cu izvoare de jos, cu binecuvântări pământești. Dacă avem ce mânca și ce purta, spunea Domnul, ne va fi de ajuns, ne-a dat Domnul mult mai mult. Și pentru aceasta zic, slăvit să fie Domnul! Dar Domnul ne-a mai dat ceva. Domnul ne-a mai dat un izvor de sus. Dar știți care e drama și durerea? Că vii la adunare, cel de lângă tine plânge și se bucură la cântare și tu ești împietrit. Cel de lângă tine înalță mâinile, lacrimile curg sub cercetarea Duhului Sfânt. Și poate tu ești rece, ca acel izvor care trebuie să curgă în inima ta, se oprește la nivelul inimii, că inima nu mai este curată. În seara aceasta vreau să vă spun că din aceea seminție din care a plecat Caleb, Caleb reprezenta seminția lui Iuda. În lumea noastră, într-o zi, a venit Domnul nostru Iisus Hristos. S-a născut în Ieslea din Betleem, 33 de ani și jumătate. A urcat până la Calvar și între cer și pământ, între doi tâlhari, a strigat, Eli, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Pentru tine și pentru mine. L-a părăsit pe însuși Fiul Lui, ca eu să mă duc acolo la Golgota cu inima mea așa cum este ea, poate zdrobită de atâta necas, poate cuprinsă de atâtea pofte, de atâtea lucruri care au năvălit inima, poate n-ai fost un împlinitor al cuvântului care spune păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. În seara aceasta te chem, vino cu inima ta la cruce, acolo Domnul ți-o va spăla, acolo Domnul ți-o va curăța. Dacă va găsi căință în ființa ta și va găsi mărturisire pentru tot trecutul, Domnul va fi acela care îți va dărui un viitor și o nădejde, mărit să fie numele Domnului. David a păcătuit, a compus psalmul 51, ai milă de mine, Dumnezeule, în îndurarea ta, șterge fără de legile mele. Fă-mă să aud veselie, versetul 8, și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura, întoarce-ți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Versetul 10, psalmul 51, l-am numit versetul cheie al acestui psalm. A zis David, te rog ceva, dacă nu faci asta, Doamne, iarăși mă întorc la păcat.
Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Mă rog în această seară să zidească Domnul o inimă curată în fiecare dintre noi. Pentru că cu o inimă curată știți ce se va întâmpla? În predica Domnului Iisus Hristos, pe muntele fericirilor, Matei capitolul 5, versetul 8, ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Va trece noaptea, va apărea luceafărul strălucitor al zorilor, vom uita furtuna, vom uita zbuciumul și luptele, și cei cu inima curată îl vor vedea pe Domnul. Mă rog, în seara aceasta de aici, în ziua aceea, nimeni să nu lipsească, și nu poți decât dacă ai o inimă curată. Și mă rog Domnul să ne dea tuturor, ca și lui Caleb, o inimă curată. Amin. Mi s-a vorbit în seara aceasta despre Caleb, unul dintre mari eroi al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, un om al credinței și al încrederii în Dumnezeu. Și-am reținut din predică, am reținut câteva lucruri foarte importante. Caleb a fost omul care a văzut ca și Dumnezeu, spunea predicatorul din seara aceasta. Și e foarte important să vedem și noi cum vede Dumnezeu. Și ca să vedem așa, trebuie să avem ochii deschiși de El. Ochii inimii să ne fie deschiși, să avem vederea limpede și să vedem lucrurile cum le vede El. Am reținut de asemenea, Caleb, acest erou al lui Dumnezeu, a adus un raport pozitiv la popor, după iscodirea țării. Era un raport bazat pe încrederea în Dumnezeu. Și fratele spunea să nu transmitem știri negative, să nu ducem vorbe care nu zidesc, să filtrăm gândurile, să avem grijă la cuvintele pe care le spunem și întotdeauna când transmitem informații, să zidim, să urmărim binele și niciodată să nu dărâmăm prin cuvintele pe care le spunem. Am înțeles că acest om al lui Dumnezeu cu numele Caleb a avut o inimă curată întotdeauna înaintea Domnului. Și Domnul l-a binecuvântat într-un mod extraordinar. La 85 de ani era la fel de tare ca la 40 de ani. Și nu uitați faptul că de la 40 de ani la 85 de ani a călătorit prin pustie, apoi a purtat războaiele din Canaan pentru cucerirea Canaanului. De câțiva ani era în Canaanul pământesc și spune, sunt la fel de tare ca și atunci când am iscodit țara, când am ajuns la Cades Barnea la numai 40 de ani. Pavel spune, omul de afară se trece, omul dinăuntru se noiește, din zi în zi. Știți ce cred eu? Omul care are ochii inimii deschiși și vede cum vede Dumnezeu. Omul pozitiv care transmite informații pozitive și are inima curată. Este un om mai sănătos și mai plin de pace decât oamenii care văd cum vede lumea aceasta, oamenii care transmit informații negative care dărâmă, decât oamenii lumii acesteia care umblă după plăceri și după împliniri pământești. Dar oamenii lui Dumnezeu se noiesc din zi în zi și dacă Iosua a ajuns în Canaanul pământesc, știți unde vom ajunge noi? Dacă am învățat bine lecția în seara aceasta și o și aplicăm în viața de fiecare zi, vom ajunge în Canaanul
cel ceresc, în noul Ierusalim, a cărui arhitect este Domnul. Mântuitorul Iisus ne așteaptă acolo. Citesc câteva versete și apoi ne rugăm. Apocalipsa, capitolul 21, versetul 10 și versetul 11. Și m-a dus în Duhul pe un munte mare și înalt și mi-a arătat cetatea sfântă, Ierusalimul care se cobora din cer de la Dumnezeu, având slava lui Dumnezeu. Lumina ei era ca o piatră prea scumpă, ca o piatră de aspis, străvezie ca și cristalul. Cetatea n-are trebuință nici de soare, nici de lună ca să lumineze, căci o luminează slava lui Dumnezeu și făclia ei este mielul. Nimic întinat nu va intra în ea, nimeni care trăiește în spurcăciune și în minciună, ci numai cei scriși în cartea vieții mielului. Nimic întinat nu va intra acolo. Niciunul dintre aceia care transmit cuvinte neadevărate, mesaje cu gând să dărâme, să întristeze, oameni de felul acesta nu vor intra acolo. Nimeni care are mintea pervertită nu va ajunge în rai. Doar cei sfinți, cei curați, cei care au scris numele în cartea vieții mielului, vor ajunge pe munte, în Ierusalimul cel ceresc, acolo unde este Domnul prezent. Vrei să ajungi acolo? Eu vreau. M-am săturat de pământ, de lupte, de zbucium, de nopți nedormite uneori, de drumuri obositoare, istovitoare. Parcă am obosit să tot aud, cu tare are cancer. Tânărul din familie a cu tare a fost diagnosticat cu o tumoră pe creier sau la stomac. Și chiar m-am gândit și poate ar fi bine mai des să ne rugăm să ne păzească Domnul de cancer concret. E o boală teribilă care produce fiori în atâtea ființe, pentru că suntem numai oameni, chiar dacă suntem credincioși. Asta e planeta pe care locuim. Așa este aici pe pământ, în valea umbrei morții. Nu vă este dor de veșnicie? N-ați dori să vină Domnul cât mai curând? N-ați vrea să ne rugăm chiar acum și să zicem, vino, Doamne Iisuse! Haideți să ne rugăm împreună, să cere Domnului să ne ajute să ajungem în orașul acela de pe munte, în noul Ierusalim. Dar ca să ajungem acolo trebuie să fim curați, ochii să ne fie curați, gura să ne fie curată, mintea să ne fie curată, inima să ne fie curată și în toate lucrurile să fim curați înaintea lui Dumnezeu. Ne ridicăm pe picioare și împreună facem această rugăciune înaintea Domnului și apoi mulțumim Părintelui Ceresc din toată inima pentru harul revărsat asupra noastră în această seară. Amin.
harul Domnului Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu și împărtășirea Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi toți în veci. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Mulțumim fratelui Dănuț pentru că a acceptat invitația noastră și a vestit cuvântul Domnului și a cântat laudele Domnului. Noi mulțumim, Domnul să îi răsplătească. Încă o dată rugăm să ducă salutul nostru pretutindeni unde va ajunge. Încă o dată salutări în Calgary, la biserica de acolo. Și vă dorim tuturor acum la încheiere o seară frumoasă și o săptămână cu Domnul și în fiecare zi să fim mai mult decât biruitori în numele Domnului Iisus. Fanfara cântă și în timpul acesta eliberăm casa de rugăciune.